comis din motive politice, de multe ori politicul are tendința la impietate, cercetarea științifică, rolul lui Covernicianu în colonizarea Dobrogei. Ceea ce și explică de alminteri existența numelui de Covernicianu ca toponim în această zonă. România a primit Dobrogea în urma Congresului de la Berlin din 1878, după războiul de independență. Însă, în momentul alipirii, Dobrogea era complet depopulată. Ultimul recensământ din perioada otomană, deci înainte de 1877, menționa 70.000 de locuitori, foarte puțin pentru această regiune, în majoritate covârșitoare turci, tătari și bulgari. Populația românească era reprezentată de mocani, păstori ardeleni, boieri, care veneau să ierneze în părțile Dunării. După 1878, aceștia migrează, numărul pleacă. Numărul nu este cunoscut, însă Dobrogea era un ținut practic pustit și se impunea o politică etnică. Iar Covernicianu se implică cu toată prestanța staturii lui politice într-o acțiune națională de colonizare a Dobrogei prin lotizare, prin împărțire de parcele. Sunt aduse familii de veterani din Oltenia și proprietărită. Oltenia era zona cea mai săracă a țării. O parte din mocani sunt convins să renunțe la stilul tradițional, seminomad, și oferindu-li se posibilitatea de a primi teren în Dobrogea. Covernicianu se implică personal și creează satul 2 Mai. 2 Mai, cum se numea la început. În cinstea zilei de 2 mai 1864, când Cuza a dizolvat adunarea legislativă a principatelor pentru a-și promova reformele, în special legea rurală, în varianta propusă de guvernul Covernicianu. Primii locuitori din 2 mai sunt pescari pontici din împrejurim. Populația asta pontică este foarte greu de definit etnic. Era urmașa unei populații elenizate, elenofone, care se regăsea în jurul bazinului Mării Negre încă din antichitate. Covernicianu aduce în Dobrogea, dar în special în satul 2 mai, refugiați ruși din București, Galați și Iași. I-a fost vorba pe de o parte de lipoveni, dar de asemenea de scapeți sau scopiți. Scapeții erau o sectă rusă apărută în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, care se caracteriza prin castrare. Ablațiunea organelor sexuale, atât la bărbați cât și la femei, în special după primul sau al doilea copil, pentru a se întoarce la starea de puritate inițială de dinaintea păcatului original. Fiind vorba de o sectă care se bucura de destul de multă popularitate în rândul tuturor claselor sociale în Rusia, nobili, intelectuali, militari, preoți, până la mujici, autoritățile țariste au tratat-o cu mijloace forte. Biciuire, închisoare, deportare în Siberia. Așa încât, încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea, și în special spre mijlocul secolului al XIX-lea, se intensifică valul de imigranți scapeți în România, care fugeau de politica represivă a lui Alexandru al III-lea. Scapeții erau, conform unui recensământ din 1871, cam 16.000 de oameni și duceau un prozelitism acerb, o politică de prozelitism acerb, motiv pentru care se impunea într-un fel separarea lor. De aceea au fost împroprietăriți într-un prim val și aduși în Dobrogea. Al doilea val de împroprietărie s-a referit la lipoveni, care erau și urmași altor sectanți ruși, plecați din Rusia încă de pe timpul lui Petru I, datorită unor moarte la reforme religioase, așa zis și ortodoxi de rit vechi. Ori, locuind împreună... Erau licomienii. Da. Locuind împreună, scapeții în Dobrogea, dar în special chiar în satul 2 mai, creat de Covernicianu, scapeții se asimilează încetul cu încetul comunității lipovenilor, renunțând la mutilare. Astfel încât, încă din primii ani ai dictaturii comuniste, ei dispar ca grup social. Nu, ei nu mai pun probleme autorităților din punct de vedere politic ori social. Ultimul caz este menționat în 1957, dar a creat repulsie chiar în rândul comunității rusofonilor din Dobrogea, în Măcin. Iată numai unul dintre exemplele de soluție benefică pe care a găsit-o Covernicianu unei probleme destul de dificile, o soluție tolerantă, o soluție de
asimilare pașnică, venită din partea unui om care era el însuși extrem de intolerant și de autoritar. Coronișanul aceea chiar să-l controleze pe Cuză, motiv pentru care s-au certat. După ce vreme îndelungată au fost prieteni și, cum spuneau contemporanii, colindau braț la braț prin bordeluri. Cuza a fost o soluție de compromis pe care a susținut-o inclusiv Cogălnicianul, pentru că ceilalți nu aveau majoritate. Însă, contrar așteptărilor lui Cogălnicianul și a celorlalți, Cuza era el însuși un autocrat care s-a eliberat de tutelă, s-a îndepărtat de cei care l-au susținut, inclusiv de Cogălnicianul, astfel încât în 1865 Cuza nu mai era sprijinită decât de camarila lui și avea sprijin popular în rândul țărănimii, pe care o împropietărise. Însă aceasta nu reprezenta masă politică. Așa s-a ajuns la monstruoasa coaliție dintre roșii și alt liberali și conservatori, care l-au silit să abdice.